Cât se poate de ferm. Tocmai ce ne discutăm. Vă răspund, cât se poate de ferm. Negocierile cu PSD-ul sunt excluse. Dar în funcție de rezultatele și de numărul de consilieri al fiecărei formațiuni politice competitoare într-un județ sau altul, conducerea județeană va face discuțiile necesare pentru a obține poziția de președinte de Consiliul Județean sau de vicepreședinte acolo unde va fi cazul, dacă nu avem președinte, nu va fi cazul la Prahova. Însă cazul pe care eu mi-l doresc, după anumite județe, cum este cazul Prahova, chiar dacă nu mi se pare poate plauzibil în acest moment, dar o să vedeți după alegeri, este cazul în care Partidul Național Liberal obține 50% plus 1 din numărul de consilieri, astfel încât să nu fie necesar să faci niciun fel de negociere cu altcineva.